Ciao, sunt Marlen, fata Oanei de la Savori Urbane, iar acum revenim cu o altă rețetă din gama că salam de biscuiți, că ciocolată de casă. Acum avem Raffaello de casă. Ca și la celelalte, va fi împărțită cam în două rețete. Aici avem ce ne trebuie pentru sirop și mai exact 60 ml de apă, zahăr vanilat, 100 de grame de unt și 80 de grame de zahăr. Iar aici avem migdale de pus în Raffaello, sare din care vom pune puțin, 100 de grame de fulgi de cocos și 200 de grame de lapte praf. Cum vom începe prin a face siropul cu apa și cu zahărul, iar zahărul vanilat, mă rog, vanilia și cu untul vor veni după ce siropul este făcut. Și cum am spus, vom începe cu siropul. Punem cele 80 de grame de zahăr și 60 de ml de apă. Și vom merge la pop cu ea. În paralel, vom amesteca ingredientele uscate, acestea rămân pentru final de tot, cum am spus, migdalele. Vom pune cocosul peste laptele pudră. Lapte praf, lapte pudră, de fapt e powder milk, da, e foarte corect, dacă traduci așa mot-a-mo. Și un pic de sare. Da, pune, un pic trebuie. Da. Laptele praf e un pic sare, dar trebuie un pic de sare. Și amestecăm totul pe uscat. Din apoi va fi mult mai simplu când venim cu siropul care are și unt în el și toate cele. Cum siropul este gata, iar cu grijă punem untul, cel mai bine ar fi să luați pe lingură și să nu-l scăpați. Oricum se va topi foarte repede pentru că este pe 100 de grade. Iar după ce s-a topit untul, vom pune vanilia. Iar acum punem și vanilia. Și mai amestecăm un pic, să nu fie chiar cocoloase. S-a topit și untul cum trebuie între timp. Iar acum punem siropul peste mixul uscat. Iar acum amestecăm. Cu grijă să nici nu ne împroșcăm noi cu lapte pudră. Dacă într-un final iese prea uscat, mai putem pune apă fierbinte. În cantități foarte mici, ca să poată fi controlată consistența. Cu lingura, așa, treptat. Jumătate de lingură, o lingură și vezi tu. În cazul nostru, ar mai merge un picuț. Un pic, da. Așa, jumătate de lingură și mai vezi tu. No, amestecă și... Tot o să fie un moment la care ți se face foarte cremos totul brusc, știi? De-aia trebuie dozat apa, nu punem așa, turnăm aiurea. Din ochi sau așa, nu se știe niciodată. Nu. Depinde de laptele praf, îți spun, am avut anumite mărci de lapte praf unde nu a fost nevoie să mai pun, ăsta e mai uscat. Bine. Mai punem un pic. Și nu doar de laptele praf depinde asta, pentru că și în nuca de cocos, fulgi, are diferite granulații. Dacă e măcinată foarte mărunt, funcționează ca o făină, e foarte seacă, are suprafață mare și putere de absorbție și îți mănâncă lipidul. Dacă e nucă de cocos rasă mai mare sau proaspătă, aia e umedă. Acolo nu trebuie atâta lipid. Deci totul e în relație dinamică, în funcție de ingrediente și de tipul lor. Și cred că încă mai puțin. Încă un pic, pentru că va trebui să modelezi biluțe din ele, deci clar, din el, din aluat. Din ele aluatele? Da. Deja altfel se... Bagă tu mâna și vezi dacă poți să frânuți cu mâna, pentru că aici deja oricum și modelarea se va face cu mâna, să nu ți-e prea fierbinte. Cum îl simți, ca și temperatura? E călduț. No, dă-i cu drumul și frământă-l cu mâna. Din punctul acesta nu mai trebuie deloc niciun pic de lichid. Ce iese din el așa este unt, nu vă speriați, nu vine apa înapoi. Mai dă un picuț la el, să nu mai adăugăm lichid. Avem un Raffaello-i. Într-un final, așa cum a trebuit să mai adăugăm și un picuț de apă, neacă mai trebuie să mai adăugăm un picuț de lapte praf, jumătate de lingură. Acum e mai ok, stă mai bine legat. Pentru a forma bomboanele, ne vom folosi și de o lingură ca să... Linguriță. Ca să și știm aproximativ cam cât de mari sunt și să fie și aproximativ egale. În cazul nostru vor avea 20 de grame fără migdală. Da. Fiecare. Și le luăm, punem o migdală și după aia le facem să arate regulamentar. Le poți pune așa și pe urmă le dăm pe toate prin cocos la sfârșit, o să vă arăt și metoda mai simplă. Așa mai departe până le facem pe toate. Am terminat de făcut bomboanele, iar acum a venit timpul să le dăm prin cocos și să le punem pe farfuria mai prezentabilă. Mă pun mai multe deodată, că nu are rost să ne chinuim câte una individual, mai ales dacă... Noi le și numărăm cu ocazia asta. 2, 3, 4, 5, 8.
10. Jumate până. 11. Ok. 15. Nu e îngrămădit să aibă loc să se rostogolească. Da. Și dă-i. Dăm așa. Față, spate. Că nu sunt fragile. Mm-hmm. Acum le scoatem de aici. S-a prins foarte fain cocosul de ele fără să fie fierbinți, nu mai sunt calde aproape deloc acum, oricum. Și bineînțeles că putem recupera cocosul ăla, că lăsăm altceva de fain. Le dăm pe aici, nu se strică forma, cât aveți a rămas nu, ok. Nu, că e fragede, dar nu sunt moi, adică nu se deformează, nu se teșesc. Da. Apoi, evident, cocosul rămas poate fi lejer folosit la altceva. Și iată o altă rețetă simplă dusă până la capăt. Avem aici bomboanele Raffaello, foarte ușor de făcut, nu trebuie nici să stea atât la frigider obligatoriu, ca de exemplu ciocolata de casă. Rezistă la, și la frigider, evident, și la cămară și mereu prinde bine, prind bine, de fapt, așa pe masă, când mai sunt musafiri, evenimente. Cocători de prăjituri asortate facem des din asta, mai punem câte un da. Raffaello printre ișlare și non plus ultra. Și arată-ne cum este în interior, că sunt foarte curioși. Uitați aici, cu migdala înăuntru și sport. Cred că o ciocolată de casă, baton cu cocos. Și dacă nu aveți chef să modelați biluțe, puteți să întinde direct în tavă, ca și ciocolata de casă, într-o formă și tai pătrățele și... Asta a fost rețeta de Juan Raffaello, simplă, scurtă, la obiect. Și să ne revedem cu bine în următoarele rețete.